Comunismul, o utopie cu iluzii spulberate. Am să evoc în acest al treilea episod despre mișcarea muncitorească din țara noastră începuturile acestei mișcări, care în general pornise sub auspicii bune. În toată Europa se dezvoltau atunci puternice partide care apărau cauzele proletariatului, social-democrația, ulterior partide socialiste și, în final, unele din ele când, după Revoluția Bolșevică din fosta Rusie țaristă, s-au radicalizat și o aripa lor s-a transformat în partide comuniste. România nu avea, la sfârșitul secolului XIX, ceea ce s-ar numi proletariat. Erau foarte puține fabricuțe cu câțiva muncitori. La categoria de proletariat am putea să-i încadrăm pe meseriașii, care însă erau mai degrabă mic burghezi. Aveau cât un atelier, unii erau croitori, alții erau cizmari, mai degrabă cârpați să repare încălțămintea, mai erau și ceasornicari, mai erau în categoria aceasta meseriași care puteau să execute orice lucrări mărunte de mecanică, să ascută cuțite, să ascută chiar și forfecuțele acelea fine, delicate, cu care pe vremuri se făcea manicură. Aveam în Câmpina un mare meșter de origine germană, Aurică Kraus, care avea o prăvălioară în piață, o mică dugheană, și care repara orice fel de obiect care ținea de domeniul mecanicii. Dar, în principiu, nu exista un proletariat puternic, ca să spunem că am avut o clasă muncitoare care, organizată, lupta pentru drepturi. Apăruse în Moldova, în jurul revistii Contemporanu, condusă de Constantin Dobrogeanu Gherea, evreu fugit la noi din Rusia, unde fusese exilat în Siberia. Numele lui Dobrogeanu Gherea era Constantin Kac, și în jurul acestei reviste Contemporanu activau doi frați Nădejde, Ioan și Iosif Nădejde, soția lui Ion, Sofia Nădejde, care au creat un curent favorabil pentru înființarea unui partid muncitoresc, care să militeze pentru drepturi ale muncitorilor, o legislație care să le acorde o zi de lucru mai redusă. Era un vis să te gândești la 8 ore, când în general se lucra în atelierele de pe timpul și 12 ore. Erau revendicări care țineau de concedii medicale plătite, de condiții salubre la locurile de muncă, la protecție pentru tinerii angajați ca ucenici. Mă rog, era un program destul de interesant. Această mișcare, care s-a coagulat într-un partid înființat în 1893 cu numele Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România, a activat o perioadă relativ scurtă. Avea în 1899 o pondere minoră în viața politică a țării, când Ionel Brătianu, care era un lider în formare al Partidului Liberal, după moartea tatălui său Ion Cebrătianu, venise la conducere Dimitrie Sturza, care era destul de obtus pentru reformele democrate, și Ionel Brătianu, care voia să acceadă la putere, i-a atras de partea lui pe cei din grupul social-democrat, care au intrat în Partidul Liberal, dându-i lui Ionel Brătianu posibilitatea să desfășoare o campanie puternică pentru revendicările pe care el le preconiza esențiale pentru modernizarea României, împroprietărirea țăranilor și votul universal. Acești foști social-democrați, Gheorghe Diamandi, Vasile Morțun, Constantin Stere,
frații Nădejde pe care i-am pomenit au intrat în Partidul Liberal purtând un nume oarecum sonor, gestul lor de a trece de la socialdemocrație la doctrina liberală a fost numit de rivalii lor, care rămăseseră mai consecvenți de partea socialdemocrației, trădarea generoșilor. E un capitol cunoscut în istoria noastră cu numele de trădarea generoșilor. Partidul Liberal le-a dat într-adevăr funcții importante. Morțun a ajuns și ministru în câteva guverne, Diamandi ambasador la Petersburg. Au pornit pe o cale care milita pentru reforme. Cel mai important personaj care s-a remarcat atunci de la foștii socialdemocrați a fost Constantin Stere, fiul de mare boier basarabean, cu moșii întinse în Basarabia, dincolo de Nistru. Constantin Stere a intrat de tânăr în mișcarea revoluționară din Rusia țaristă, numită Mișcarea Narodnicilor. Narodnici însemna, narod însemna în limba rusă popor și narodnicii prefigurau o întoarcere a intelectualilor și a militanților care voiau reformarea sistemului învechit al Rusiei țariste la o situație mai bună pentru întreaga populație. Și din cauza ideilor lor înaintate pentru vremea aceea, au provocat atentate împotriva țarului, considerau că dacă țarul va dispărea, populația din Rusia, țăranii aceia inculți și lipsiți de orice drepturi, vor porni de la asasinarea țarului ca la o scânteie și care va cuprinde un val de revoluții în întreaga Rusie. N-a fost să fie așa. Constantin Stere, care era un activist important în Basarabia pentru activitatea asta revoluționară, a fost arestat, condamnat la exil în Siberia. Acolo, în exilul îndepărtat prin regiunea celor mari fluvii care străbăteau Siberia, în zona fluviului Oms, l-a cunoscut în exil pe Lenin, pe care îl descrie în culori foarte întunecate, un fanatic, un tip periculos pentru mișcarea lor, care este în stare să arunce în aer nu numai Rusia țaristă, dar chiar întreaga mișcare revoluționară, în care Lenin venise cu o idee. El nu milita pentru reforme, el era convins că un grup mic de teroriști, cum li se spune astăzi, dacă reușesc să-l înlăture pe țar, pun mâna pe putere și vor face o revoluție cum credeau ei că este posibilă și cum de fapt s-a întâmplat mai târziu. Stere a reușit să scape de exilul din Siberia, a venit în România și a înființat de-a lungul vremii, a înființat doctrine pentru trei partide, pentru socialdemocrați, pentru liberali și pentru ce s-a numit mai târziu poporaniști, pentru cei care considerau că prin ridicarea țărănimii se poate ajunge și în țara noastră la o situație de reforme pe care așa le concepeau ei, pe cale pașnică să duce la transformarea vechilor structuri în ce s-ar fi putut numi atunci o orânduire socialistă. Stere, mare militant, noi avem în Prahova un muzeu la Bucov, lângă Ploiești, conacul pe care el și l-a înființat mai târziu la bătrânețe și pe care puțin îl mai cunosc. Avem datoria să-l respectăm, pentru că în afară de activitatea politică a fost și un mare scriitor, este cel care a inaugurat un gen literar, romanul Fluviu. A scris un fel de roman autobiografic în 8 volume masive care se numesc În preajma Revoluției. Ca să ne întoarcem la mișcarea muncitorească, Partidul Social-Democrat desființat în 1899 prin trădarea generoșilor, având însă nuclee în țară,
să reface în 1905 cu titulatura Partidul Social Democrat. Acest Partid Social Democrat, în timpul Revoluției Bolșevice, care a răsturnat puterea țaristă, ca să fie în ton cu radicalizarea vremurilor, își schimbă numele din Social Democrat în Partidul Socialist Român. Activau în acest partid câteva personalități care merită tot respectul nostru, între care I.C. Frimu, muncitor simplu, dar cu talente oratorice și bun organizator, Ștefan Gheorghiu, cu o minte strălucită. Aceștia doi veneau la Câmpina, unde socialiștii aveau un centru puternic în oraș și țineau aici prelegeri, își desfășurau o parte din activitate în orașul nostru. Avem pe o stradă Bărnuțiu o placă comemorativă, am putea să-i spunem, într-o casă, un fel de vilă de pe vremuri. Acolo a fost sediul mișcării muncitorești din Câmpina până la primul război mondial. Păcat că placa aceea e neglijată și puțină lume o mai bagă în seamă. Acești socialiști au avut între ei și pe un personaj fantastic care a ajuns celebru mai târziu, Panaiti Strati, care atunci înființase la Brăila, unde s-a născut un sindicat al muncitorilor docheri și era un militant de frunte pentru drepturile clasei muncitoare. Când în 1921, în îndrumarea lui Lenin și Trotsky, se formează partide comuniste în aproape toate țările europene, o delegație dintre socialiștii noștri, cu Alexandru Dobrogeanu Gherea, inginer care era fiul lui Constantin Dobrogeanu, pomenit mai înainte, cu Eugen Rozvani, cu Marcel Pauker, cu Elena Filipovici și între ei cu Gheorghe Cristescu, care era un activist vechi în mișcarea muncitorească de la noi, pentru că avea un atelier în București de mic meseria și se spunea Cristescu Plăpu Maru, că făcea acolo lucrări de tapiserie, și între ei și Panaiti Strati. Și se duc la o întâlnire cu Lenin ca să stabilească ce ar avea de făcut dacă ei înființează un partid comunist și pentru ce trebuie să militeze. Unii dintre cei care au fost la această întâlnire au povestit următoarea întâmplare. La întâlnirea cu Lenin nu le prea convenea directivele care veneau de la Moscova și care, în ceea ce privește România, între altele, prevedea mereu că România este un stat capitalist, multinațional, și ei impuneau mișcării comuniste din țară să militeze pentru dreptul minorităților până la despărțirea de stat. Ceea ce urmăreau, fără să declare, era să ia înapoi Basarabia, care se unise cu țara în timpul Marelui Război. Panaiti Strati a avut o replică care a rămas celebră. Când Lenin i-a întrebat ce părere au despre realizările pe care Revoluția le-a produs în Rusia, el a spus că nu este mulțumit de ce se vede, că situația maselor nu s-a îmbunătățit cu nimic, că aproape că e mai rea ca înainte. Lenin, așa cu duritatea pe care istoria puțin i-a consemnat-o, pentru că comuniștii au făcut din el un mit, Lenin a răspuns, păi nu poți să faci omletă fără să spargi ouăle. Și Panaiti Strati a replicat, da, dar n-am văzut omleta. S-a întors din Rusia, a plecat în Franța, unde a ajuns celebru ca scriitor, a scris o carte voluminoasă, Spovedania unui învins, în care critica foarte mult ceea ce văzuse în Rusia condusă de bolșevici. În acea perioadă milita în grupul acesta de radicali un
lider socialist, avocat de profesie, care în timpul războiului organizase batalioane de voluntari români la Odessa, din rândul soldaților noștri care au dezertat din armata regală, ca să apere puterea sovietică. Numele lui este cunoscut, Mihail Gheorghiu Bujor, pentru faptul că a luptat împotriva proprii sale țări, a fost condamnat la închisoare pe viață și închis la Doftana, unde este deținutul cu cea mai lungă condamnare executată efectiv, 14 ani. Pedeapsa lui prevedea să fie ținut în regimul tăcerii, n-avea voie să vorbească cu alți deținuți, era izolat. Dar căpătase o faimă internațională, scrisese și un manifest care a avut mare succes când începuse primul război mondial. El a lansat un manifest, Război războiului, cerând muncitorilor din toate țările să se unească și să nu lupte pentru guvernele reacționare, și să lupte pentru revoluție, pentru răsturnarea regimului oligarhic. Interesant Bujor ca personaj. Îl ajutau la închisoare, îi mai duceau pachete cei din grupul social-democraților câmpineni. Erau doi militanți foarte cunoscuți la vremea lor, doi frați, Nicu și Gogu Rădulescu, pe care i-am cunoscut, erau oameni de o foarte bună calitate. Îi duceau pachete la închisoare. La Bujor, pentru că devenise așa un personaj faimos, a venit și Regina Maria. În trecere spre Sinaia s-a oprit și l-a chemat la vorbitorul în închisoare și i-a spus: uitați, domnule Bujor, eu am venit să vă propun că dacă semnați o cerere de grațiere, eu mă angajez să vă obțin amnistie și eliberarea din închisoare. Și rar, așa caracter oțelit, a refuzat, oarecum politicos, dar a spus așa: doamnă, eu nu pentru o femeie am intrat în închisoare și nu o femeie mă va scoate. Și a refuzat grațierea pe care i-o oferise regina și a făcut 14 ani de pușcărie într-un regim greu. Nu mai spun că mai târziu și comuniștii l-au cât paci să-l bage la putere, pentru că niciodată Bujor nu a aderat la doctrina comunistă și chiar a avut aprecieri negative despre ei. Am ajuns acum la Partidul Socialist Radicalizat, care într-un congres ținut la Ploiești se transformă o aripă în partid comunist, dirijat de la Moscova. Aceste partide înființate la ordin de bolșevici se numeau așa: Partidul Comunist din România, Partidul Comunist din Ungaria, Partidul Comunist din Franța. De ce? Pentru că nu erau partide naționale, erau partide dirijate de la Moscova și reprezentau secții al ceea ce se numea Internaționala Treia Comunistă, sau cum îi se mai spune, Comintern. De aceea numele era Partidul Comunist din România, nu Partidul Comunist Românesc, pentru că asculta de Moscova. Gheorghe Cristescu n-a vrut să accepte indicațiile trimise de ruși, mai ales acestea referitoare la autodeterminarea naționalităților până la despărțirea de țară, și a ieșit din partidul proaspăt înființat, el fiind primul secretar general al partidului. Între timp s-au produs evenimente, puterea bolșevică a organizat o lovitură de stat în Basarabia, o răscoală în localitatea Tatar Bunar, în care se cerea lozinca, era Basarabia sovietică. Un militant al lor, un anarhist, Max Goldstein, pusese o bombă în Senat și în urma acestei explozii a murit ministrul justiției de atunci, Greceanu, un senator, episcopul Radu, și încă doi senatori, patru victime. România nu avea pedeapsa cu moarte în acea epocă și el a fost condamnat la închisoare pe viață, a stat închis la Doftana și, deoarece nu a acceptat regulamentul închisorii, a făcut o grevă a foamei și a murit după 57 de zile de grevă a foamei.
Comuniștii îl transformase în erou, dar cu oarecare limite, pentru că Max Goldstein nu era comunist, era anarhist. Cristescu îl mai întâlnim în istorie mai târziu, în epoca lui Ceaușescu. Ceaușescu veni la conducere după o epocă de oarecare liberalizare produsă în ultimii ani de puterea lui Gheorghiu Udej, ca să-și creeze o oarecare suprafață de mai largă popularitate, organizează în 1971 un mare eveniment, 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, 8 mai 1921, cu fel de activități festiviste, cu foarte multe minciuni înșirate acolo, ore întregi la televizor se dezbăteau probleme legate de gloriosul trecut al Partidului Comunist. Are o nefericită idee să-l invite să participe la aceste festivități pe Gheorghe Cristescu, care acum avea o vârstă venerabilă din jur de 90 de ani, și să participe și el la istoriile despre activitatea Partidului Comunist în ilegalitate. Partidul Comunist în ilegalitate a fost trecut în 1924, după atentatul de la Senat, când ministrul justiției de atunci, Mârzescu, a dat o lege prin care a interzis Partidul Comunist ca fiind o organizație teroristă pusă în slujba unei puteri străine. Și de atunci, Partidul Comunist n-a mai fost legalizat la noi până după 23 august 1944. În perioada când era în ilegalitate, fiindcă erau agenții Moscovei, și-au ținut câteva congrese care toate s-au ținut în străinătate. Congresul al treilea s-a ținut la Viena, unde a fost desemnat ca lider un maghiar, Chioloș Ioblok. Congresul al patrulea s-a desfășurat la Harkov, în Ucraina, unde lider a fost impus un ucrainean, Vitali Holostenko. Și congresul 5 s-a ținut lângă Moscova, unde lider a fost desemnat un polonez, Alexandru Ștefanski, care niciodată n-a venit în România și n-avea legături cu țara noastră. Congresul 5 era un fel de far luminos pentru istoria Partidului Comunist, loseseră acolo fel de hotărâri și în istoria nescrisă, niciodată, deși au fost la guvernare 50 de ani, nu au putut scrie o istoria Partidului Comunist pentru că era plină de pete negre. Și Congresul 5, ținut la Moscova, a fost un congres care voia să desfințeze România, pentru că puterea asta bolșevică era în plină expansiune, să împiedica de România în drumul pe care îl făceau ei spre Balcani, unde aveau destule partide mai fidele decât cel român. Cristescu, la sărbările din 1971, fiind acum un venerabil, lui Ceaușescu îi convenea să apară într-un ecran de televizor ca el să fie, deci, succesorul primului secretar al partidului. Și trimite unul din activiștii lor mai marcanți să discute cu Cristescu, propunere ca să apară la acest șir de emisiuni evocatoare. Ca să își facă mână bună, îi spune să ia o sumă de bani într-o casetă și o stofă pentru un foarte bun costum de haine. Să duc la Cristescu, îi oferă darurile și îl întreabă dacă mai are vreo doleanță. Și că se zice da. Și ăsta, care era pus de Ceaușescu să trateze cu venerabilul bătrân, îl întreabă: ce mai doriți? Să mi se dea carnetul de partid numărul 1. Ăsta raportează imediat lui Ceaușescu. Ceaușescu aprobă, da, dați, spuneți că se face. Mai întrebați, mai vrea ceva? Da. Ce mai vrea? Ne-a spus următorul lucru: să dați înapoi pământ țăranilor. Când a auzit Ceaușescu de această războinică și provocatoare dorința lui Cristescu, el care colectivizase cu multă duritate toată agricultura română, se spune că în perioada când făcea colectivizări ar fi împușcat cu mâna lui pe unul din țăranii care se opuneau, a dat ordin ca să-l
îl îndepărteze pe Cristescu să nu mai apară în public. Și așa se încheie o perioadă din istoria Partidului Comunist puțin cunoscută. Au avut numai lideri numiți de Moscova, între cei care au condus după Congresul 5, îl mai întâlnim pe Marcel Paucăr, soțul sinistrii de mai târziu, Ana Paucăr, care a fost executat de Stalin când s-au făcut mari epurări în rândul bolșevicilor pe care Stalin îi considera periculoși pentru el. Atunci au fost împușcați vreo 18 comuniști care fugiseră în Rusia ca să nu facă pedeapsa cu închisoare în România, între ei Alexandru Dobrogeanu Gherea, pe care l-am amintit, Elena Filipovici, Eugen Rozvani. Erau victimele acelei perioade cumplite a lui Stalin, când a epurat toată ierarhia din Partidul Bolșevic. Au mai fost lideri până în 44, Bela Breiner, tot maghiar, a condus din 38 în 40 și din 40 până în 44 a fost la conducerea partidului ca secretar general Ștefan Foriș, un evreu maghiar din Transilvania, care avea și studii, era profesor de matematică, dacă nu mă înșel, și Foriș are un mare conflict cu Gheorghe Udeș. Acesta n-avea absolut nicio funcție în Partidul Comunist. Venise din lagărul de la Târgu Jiu, unde fusese internat. El era condamnat pentru participarea la grevele de la Grivița din 1933. I se dăduse o pedeapsă mare, 12 ani de închisoare, dar fusese amnistiat parțial, însă în perioada aceea de război, după 1941, Antonescu făcuse din barăcile de la Târgu Jiu, unde au stat cazați ofițerii și soldații polonezi fugiți din Polonia după atacul Mărșav al lui Hitler și al lui Stalin, care au ocupat cu forța Polonia și au făcut mii și mii de victime, dacă ne mai amintim, și acum e o pagină dureroasă din istoria contemporană, masacrul de la Katyn, unde au fost executați peste 10.000 de ofițeri și intelectuali polonezi. Cei care au fugit în România au fost bine primiți și până au fost lăsați, li s-a înlesnit să plece în Occident, au stat în niște barăci la Târgu Jiu. Și din acel cantonament, așa s-a organizat în timpul lui Antonescu un lagăr pentru suspecții politici, pentru cei care nu aderau la ideile lui dictatoriale. De exemplu, ținea în lagăr pe generalul Nicolae Rădescu, care era total împotriva ideii că armata română să lupte dincolo de Nistru. Îl ținea în lagăr, îl chema la președinția Consiliului de Ministri, încerca să și-l apropie, Rădescu refuza, îl trimitea înapoi în lagăr. Au stat acolo ziariști cunoscuți, Victor Eftimiu, Zaharia Stancu, care a scris o carte foarte interesantă, Amintiri din lagărul de la Târgu Jiu, Tudor Arghezi, și în lagărul ăsta, unde majoritatea n-aveau nicio legătură cu comuniștii care erau marginalizați, era și Gheorghe Udeș, care devenise un fel de lider al celor comuniști care au stat în închisorile de pe timpuri, la Doftana și la Caransebeș. Gheorghe Udeș, la 23 august, când ofensiva de pe frontul de est spulbera rezistența germană și a armatei române, evadează din lagărul de la Târgu Jiu, cu sprijin din afară, organizat de un agent al Moscovii, care era locotenent în armata regală. E vorba de Bodnăraș, care mai târziu a ajuns și ministrul apărării, și evadează, în drum poposește la o casă al unui preot din regiunea Oltenii, preotul Marina, stă ascuns acolo vreo 3 zile și ajunge în capitală, când deja Foriș fusese înlăturat de la conducerea PCR-ului și să alcătuise o conducere provizorie din 3 persoane. Constantin Pârvulescu, un veteran, Iosif Rangheț și Emil Bodnăraș.
Gheorghiu Udeș, care a fost un tiran, nu se împăca cu ideea că Foreș mai are încă foarte mulți sprijinitori în partid. Gheorghiu Udeș călca pe cadavre ca să apareze cât mai multă putere. Și acum fusese numit, pentru că venise după lovitura de stat care înlăturase pe mareșalul Antonescu și venise un guvern așa de unitate a forțelor democrate, în care intrau liberalii, țărăniștii, socialdemocrația lui Titel Petrescu, dar și o aripă comunistă cu Lucrețiu Pătrășcanu și Emil Bovnăraș. Și Gheorghe Udej îl cheamă pe Foreș la o întâlnire. Avea și o funcție, acum era ministru transporturilor în acest guvern condus de Petru Groza, primul guvern socialist din România. Nu socialist, de democrație populară, cum îi se spunea mai corect. Și îl cheamă la o întâlnire în cartierul Vatra Luminoasă, unde comuniștii aveau o casă conspirativă încă de când erau în ilegalitate. Și în momentul când Foreș intră acolo ca să discute cu Deș, șoferul lui Deș, Pantușa Bodnarenko, un agent al Moscovei, un călău care mai târziu a fost șef al securității, îi dă corangă în cap, îl ucide și l-au îngropat sub podeaua casei din Vatra Luminoasă. Mai târziu, când comuniștii erau deja bine instalați la putere și de Foreș nici nu mai se pomenea, mama lui, care traducea mereu în audiențe peste tot, unde-i băiatul meu? Spune-mi ce ați făcut cu băiatul meu. Gheorghe Udej a dat o dispoziție, luați-o și duceți-o și aruncați-o în Mureș. Și așa au făcut, au unecat-o și pe mama lui Foreș și așa a ajuns Gheorghe Udej să conducă România, fiind cel mai cumplit tiran pe care l-a avut țara de la Vlad Țepeș. În timpul lui, elita țării a fost decimată, execuții, ani grei de temniță la Aiud, la Gherla, care erau infernuri, la Pitești, cea mai cumplită închisoare, nici rușii bolșeviști n-au avut o închisoare cum am avut noi la Pitești, la Canal. Gheorghe Udej este călăul care a nimicit elita țării și așa se încheie istoria mișcării comuniste, care pornise cu idei frumoase ca să fie o societate a egalilor, tot să aibă retribuții după nevoi, nu după cantitatea muncii, toată lumea să fie fericită. În loc de fericire, comuniștii au adus tirania. Mult.